S-au spus și se spun prea multe despre Mihai Viteazul. În jurul lui s-a născut o legendă în care nu se mai poate deosebi adevărul istoric de elementele adăugate de-a lungul timpului. Că a fost un capitan strălucit și un geniu politic sunt lucruri incontestabile. Victoriile lui asupra turcilor au avut ecou până departe. Regele Franței, Henric al IV-lea, îi scria ambasadorului său la Constantinopol ca să ceară informații asupra Valahului. În țările balcanice, printre greci, bulgari, sârbi, au apărut cântece populare despre vitejiile lui Mihai Viteazul. Dar, lucru paradoxal, la noi în țară nu a fost iubit. De ce? Fiindcă acest viteaz a vrut mai întâi să-și adune o armată puternică, iar rezultatul eforturilor sale militare a fost o gravă înrăutățire a stării țăranilor. În vremea lui, sfârșitul veacului al XVI-lea, nu mai puteai constitui o armată din țărani, odată ce apăruseră tunurile și puștile. Aveai deci nevoie de lefegii, adică de mercenari care să știe să mânuiască armele de foc. Iar acest fenomen nu se petrece numai la noi, ci și în Occident. Mihai Viteazul și-a purtat războaiele cu boierii din jurul lui, cu cetele pe care acești boieri le-au putut aduna de pe anumite moșii, cu câțiva răzeși, dar mai cu seamă, din păcate, cu lefegii străini, iar aceștia costau scump. Avem păstrate toate statele de plată, știm exact cine au fost. Știm câți mercenari sârbi, albanezi, unguri sau secui a avut Mihai Viteazul. Reamintesc conjunctura internațională în momentul acela. O perioadă de criză la Constantinopol, cu lupte în Asia și cu succesiuni la tron nu prea bine stabilite. Și, în același timp, de partea creștinilor, un împărat la Praga care hotărăște să reia ostilitățile împotriva turcilor și trimite de acum mesageri pe lângă principele Transilvaniei și pe lângă cei doi voievozi din Muntenia și Moldova pentru a-i convinge să facă o coaliție împreună cu el și să plece la război. Epopeea lui Mihai Viteazul începe într-un context european în care împăratul hotărăște să inițieze o cruciadă cu bani și de la papă împotriva otomanilor. Campaniile lui Mihai Viteazul nu reprezintă așadar un act nesăbuit al lui și al boierilor lui pentru a scăpa de asuprirea turcilor. Nu e mai puțin adevărat însă că această apăsare devenise din ce în ce mai grea. Împărăția turcă a ajuns la un maximum de extindere teritorială și începe să sărăcească. Rezultatul este că sultanul cere un bir din ce în ce mai mare, înzecit, însutit, în Muntenia și în Moldova. Consecința socială e că țăranii trebuie să plătească impozite atât de ridicate, încât nu le mai rămâne nimic din recoltă. Au ajuns la sapă de lemn și, ca să poată trăi, mulți dintre țăranii liberi, moșneni și răzeși, preferă să fie șerpi ai unui boier pentru a nu mai plăti ei birul și pentru a avea pe cineva care să-i protejeze. Abia semnând tratatul, a și început războiul. Turcii trecând Dunărea, având în fruntea lor pe cel mai vestit capitan al lor, Sinan Pașa. Atunci are loc faimoasa bătălie de la Călugăreni, din 13-23 august 1595, la jumătatea drumului între Giurgiu și București. Românii deocamdată s-au găsit singuri. A fost o victorie, dar ca și la Rovine, o victorie care nu alunga dușmanul din țară. Armata turcă nu era complet distrusă și nu s-a retras peste Dunăre, astfel încât Mihai Viteazul e hotărât să se tragă către munte și să aștepte ajutorul lui Sigismund. Sigismund Bathory vine cu ajutor și de acum amândoi pornesc la luptă cu forțe oarecum egale și reușesc să-l alunge pe turc peste Dunăre. În anul următor însă, turcii reiau ofensiva, de asta dată direct către centrul Ungariei, obținând în toamna lui 1596 o victorie asupra armatelor imperiale, ceea ce îi silește pe austrieci să facă momentan pace cu turcii. Același lucru reușește să-l facă și Mihai, care e recunoscut din nou de sultan ca domn al țării românești, în schimbul plății haraciului.
Mihai trece munții în octombrie 1599 și îl învinge pe Andrei Batori la Schellenberg, lângă Sibiu. Uciderea lui Batori însă nu fusese ordonată de Mihai. Cronica spune că, văzând capul însângerat al lui Batori pe care secuii îl aduceau triumfători, Mihai ar fi exclamat: „Sărmanul popă!”